O casă abandonată pe vârf de deal. Desenată de tineret în fel și chip. Lângă cel puțin două umori de vânt. La jumătatea drumului între Setúbal și Lisabona. Era cândva gospodărie boierească. Conifere cu eucalipt, cu turnuleț, da, mă, un șobolan mare desenat pe colț, un craniu pe calidor, geamuri sparte și cam atât. Să parcă-i peștișor. Oho, grafit și în interior. Dacă tineretul nu-i deranjat de nimic, vine și să-i exprimă. Parcă-i scoat locuințe de ce... Uite, au avut șemineu. Locuințe de ce semi-legală, abandonată, în care se mută locatari provizorii, mai ales artiști, tineret. Am să vedem ce-i pe scară sus. Marmură ce-au-i plăcile astea. Aha, parcă la biserică. Cu fresce. Ăsta-i papai. Frumoasă vedere. Spre Lisabona, spre ocean, acolo e America și încolo spre sudul e Africa. Biserica laică. Frances. Asta e mansarda. Cipercuțe. Așa ce, era vreo de baracă, nu cred că locuia cineva într-o cameruță atât de mică. Dau baie sus. Aveau baie sus. Dușuleț. Stai a plecat dacă ești prea înalt. Raft la debara. Cotruță. Aici e pictură de asta supărată, cubistă. Locuința de pe deal.